Continuăm lucrările, suntem tot în octombrie, undeva prin 19, și aici avem o matcă de anul acesta, care am considerat eu că e mai micuță așa, dar totuși a făcut el albină suficientă. Și să văd un pic pe câte rame va rămâne și pe care rame va rămâne. Fiindcă este una dintre reginele acelea roșii, ea își face foarte bine albina de iernat. Cantitatea de albină e destul de frumoasă. Mă uit acum după mâncare. Iată ce, are o cantitate frumoasă de albină. Mă uit dacă are pui. Chiar dacă este, să spun așa, o fică de măcii roșii, de fapt am mai multe anul ăsta, albina poate să fie neagră, nu neapărat roșie, dar să-și păstreze aceleași caracteristici ca și matca roșie. Fiindcă trântorii decid în mare parte cantitatea de ce culoare are albina, să spunem așa. Trântorii poate să fie de la o rasă mai neagră. Are frumos albină, cantitate foarte frumoasă de albină, doar că eu am să-i aduc un... O să-i aduc și lui un... Să zicem, e o familie de anul trecut, care a iernat pe o ramă și anul ăsta a crescut la două rame. Deci are albinuță frumușică și eu dacă îi mai aduc încă două rame de albină, o să arate foarte, foarte bine. Mă uit după mâncare. Această ramă eu îndepărtez. Rama din margine va rămâne cu mai multă mâncare. Sunt unele care au mai multă miere, altele care au mai puțină. Dăm albina jos și cam așa va arăta cuibul, bine, nu așa, va trebui să îi tai și lui o diafragmă de unificare să-i aduc acele câteva albine, sunt două rame sau trei maxim, dar aducând acele două, trei rame de albine aici, va fi ceva foarte fain. Așa. Acum aduc ramele mai aproape, fiindcă aici este cuibul, în partea aceasta. Acoperim un pic și venim cu acea albină. Pun un pic de pauză.
să fac eu diafragma. Am tăiat diafragma acum. O punem și mergem la acel stup pe care o să-l desfințez. Și aduc toată albina aici. Trebuie să deschidem aceste ochiuri. Și aici, în locul ăsta gol, vom veni cu acele rame. Dar să mergem să desfințăm prima dată acest stup și de acolo îndepărtăm matca și aducem toată albina aici. S-a încălzit un pic, dar iată aici e acel stup. Stup solitar, stă singur aici. Și o să iau toată albinuța și o mutăm acolo lângă acea matcă. Acum să vedem dacă mai are albinuță, nici nu știu dacă mai are. Da, două rame, o ramă de albină mai este pe aici. Foarte puțin. E cel mai slab stup din stupină. Am mai avut albine iernate așa mai mici, dar ăsta n-a reușit să se dezvolte. Așa că îl iau cu totul și am să-l mut. Și albina de pe diafragmă, tot ducem acolo. Ducem acolo și ce rămâne, ce va rămâne aici, va intra la stupul de lângă el. E și foarte rău, e. Nu chiar ce trebuie. Am găsit și mătcuța. Îmi pare rău, dar ești o matcă de proastă calitate. Bun, și acum e simplu. Acum, odată găsită matca, doar ducem albinele și gata. Peste vreo 3 zile venim și scoatem diafragma și organizăm cuibul pentru iernă. O ramă de albină mai, nici atât, deci foarte puțin. Mai mic decât un nucleu. În trecut păstram aceste colonii, nu le desfințam acum, nu e cazul. Nu și are rost să ții așa ceva, să le iau cu diafragmă tot.
Așa, și l-am luat tot. Dacă aveți astfel de colonii, fără nicio problemă, merg desfințată. Deci mai vine albină, dar aici închidem și lada va fi folosită pentru a depozita rama. Așa. Trebuie să vin să scot acele șuruburi. Bun, cam asta e. Mergem în stupul ăsta să-l organizez și iată aici este. Să punem folie, să-l închidem și albina respectivă va trece dincolo încet încet. Peste 3 zile venim și îl organizăm și pe el pentru iernat. Cam asta este.